Să nu fiți triști că am reparat-o. A durat un pic, până ce am avut vreme iarăși de ea, dar am remediat problema cu pinionul, am desfăcut-o tot, am curățat-o, i-am schimbat un furtun la pompa de ulei, nu știu dacă funcționează, am pus niște benzină oricum în rezervor ca să curețe rezervorul și acum o să și văd dacă funcționează pompa de ulei. Și hai să vedem. Astea sunt niște urăciuni de salcie care e uscată ca ghinda. Nu le pot băga în sobă așa, dar trebuie să le tai cumva. Și m-am gândit să fac testul de putere la drujba asta și cum am ascuțit-o. E pe lung. Da, e destul de bine. Ea e uscată, e partea a doua. Opa. N-am ce face, numai material de asta am uscat ca ghinda. Uneori tai și pe lung. N-am ce face. Cu asta lucru că numai asta l-am. Și nu e un test foarte concludent, trebuie să fie materialul mai ud, proaspăt. Dar hai să vedem, nu găsesc totuși ceva mai. Și astea sunt la fel de uscate de 3 ani de zile, asta e prea lung ca să-l bag în soba la fel și astea ar fi mai potrivite pentru tipul asta de drujbă. Hai să vedem. Bun. Rezultatul testului. Taie ok, lemn uscat, pompa de ulei n-am putut-o repara. Nici nu s-o... I-am înlocuit totuși un furtun, că nu avea, aici are ceva reglaj de ulei. Dar și la minim și la maxim nu vrea a funcționa. Ascuțirea au reușit oricum, metoda cu mașina de găurit, cu autofiletanta pe baterii, că acolo am și testat-o și mi-o sări pinionul. Asta e o drujbă 100% improvizată, tot. Și am crezut că o să o fac și 100% funcțională, dar se pare că e mai puțin de 90% funcțională, dacă nu merge pompa de ulei, folosită doar pentru dulgherie. Pentru dulgărie o să și folosesc mai mult la tăiatul grinzilor și așa mai departe. Deci nu fiți triști, am reparat-o în proporții de 90%. Aș fi vrut să fie 100%, dar nu a fost. Vă salut! Nu uitați un thumbs up și... sau și down. Nu-mi pasă. Reclamă să fie. Vă salut!